Da, auzi, dumneata, da, de ciocă, ce zici? Păi, ce să zic, destul de rău, dar advocata aceea nu știu să judece. Păi judecă, dar nu vezi că advocata aia a lui atâta ține și îl susține că n-ar și el de jină. Da, eu zic că el o omorât. Să asculte toată lumea, că zic eu, că eu judec așa, pe, nu știu, advocața aia cum judecă, dar eu judec și toată lumea zice că el o omorât. Eu nu știu, el dacă zice că e o făcut avort, apoi cum a dispărut e sânge pe padiment, sânge pe perete, apoi cum a putut dispărea așa? Nu se poate. Nu și se eu poate. Zic că nu se poate, că doar nu a zis că a pus în janta e de voia și o tranșat. Vai ce rușinos. Dacă advocata e o fost dragă, eu fost amantă. Aia ține cu el, sigur. Păi dar de ce nu o lăsa pe asta să margă în plata lui Dumnezeu și să margă el cu arvocata? No. Păi cu copilul ăla fără tată, fără mamă, destul de rău. Asta e o judecată. Să-și fie rușine să nu te râd acolo, să-și fie mai serios și să spui adevărul că trebuie să facă la închisori. Eu ce zic, că trebuie să facă închisori. Să-și bea paharul ăla. Ce gândește că el rămâne așa mândru? Atâta minciună, că a fost și cu arabul, că destul de rău. Bine, nu.